De aici este? Vrei să facem pasta în ingles? Mai merge? Nu mai merge. Hei copii, ce faci? Pune-i ochi, nas, gură. Bravo, 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 super! 20 de mici maestri ciocolatieri s-au pus pe treabă imediat cum au primit vopselurile dulci. Ciocolata pe care o folosesc ei este una deosebită. Ca să o topească, micuții au folosit încălzitoare electrice, tocmai pentru a menține vopselurile în stare lichidă. Cum e? Bun! La temperatura camerei, ciocolata de acest tip se întărește imediat și nu există riscul ca să se scurgă pe mâinile și pe hainele micilor artiști. Ce pictezi? O floare. O floare? Este un glob de pom sau ce? Un glob. Doar mi s-au amestecat culorile și nu mai iese bine. De ce s-au amestecat culorile? Păi aici erau culorile amestecate și eu n-am văzut. Am luat direct și mi s-au amestecat. Clopoțel? Da. Cu ce l-ai pictat? Cu ciocolată. Sunt diverse culori? Da. Cât ți-a luat să faci un clopoțel? Nu știu. Nu m-am uitat. 5 minute, 10 minute, ador. 10 minute. N-a durat mult până ce primele ornamente comestibile au prins formă. Rând pe rând, fiecare copil și-a definitivat opera de artă de cofetărie, finalul fiind dedicat retușurilor și detaliilor. Apoi a venit momentul împodobirii pomului de iarnă. Maestrul ciocolatier care i-a îndrumat pe copii l-a pregătit o surpriză. Nu un brad natural, ci un fotomodel care a jucat rolul pomului de iarnă. Vrei să împodobim împreună un brad viu? Da! Plecând de la o mică surpriză pe care am vrut să o facem copiilor și dumneavoastră, am încercat să pregătim un brad viu. Eu cred că este un pas înainte atât pentru ei, pentru că sunt la o vârstă fragedă și realizează ceea ce înseamnă un brad artificial și ceea ce înseamnă să lași bradul să trăiască și să fie viu. Și bineînțeles de aici tot ceea ce urmează despre viață. A fost un entuziasm general, fiecare copil încercând să prindă pe rochia manechinului propriul glob cât mai sus ca să fie vizibil. Și cum orice brad trebuie colindat, copiii au cântat și au dansat în jurul pomului împodobit de ei.